În data de 7 decembrie, la Cernăuți s-a desfășurat conferința de lansare a proiectului Transfrontalier, educație artistică și culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile, implementat de Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, finanțat de Uniunea Europeană prin programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Partener în implementarea acestui proiect este Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservare și Promovare Culturii Tradiționale Românești Cernăuți, Ucraina, director Iurie Levcic și Asociația Cult Art din Suceava, România, președinte Nicoleta Robciuc. Titlul acțiunii Educație artistică și culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile răspunde pe deplin aspirațiilor tinerilor pasionați de artă muzicală. Promovarea rețelei durabile de cooperare în domeniul educației artistice și culturale printr-un parteneriat transfrontalier, schimb de tineret și acțiuni comune este obiectivul general al proiectului. Activitățile din cadrul proiectului sunt chemate să contribuie la relansarea valorilor tradiționale, identității culturale și apropierea oamenilor prin intermediul culturii și artei. Ne propunem să organizăm evenimente culturale comune cu participarea elevilor din instituțiile de învățământ artistic din România, Ucraina și Republica Moldova, să valorificăm potențialul didactic, uman, instituțional care există în acest domeniu, să acoperim golurile de comunicare între cadrele didactice, profesori, elevi, asociații culturale care își pun drept scop promovarea tinerilor talente. Anume, acesta este obiectivul nostru major. Sperăm ca acest proiect să aibă succes. Cea mai mare realizare din cadrul proiectului va fi Centrul Transfrontalier de Educație Artistică și Culturală. Acest centru de resurse este chemat să acopere golul existent în comunicare virtuală din cadrul sistemului învățământului vocațional din toate cele trei țări. Realizarea proiectului va consolida capacitățile umane și instituționale în cooperarea dintre profesori și oameni de creație, instituții de învățământ în domeniul valorificării patrimoniului cultural european, educației muzicale în zonele de frontieră, grupurile țintă din Republica Moldova, Ucraina și România. Printre cele mai semnificative evenimente se numără concursul internațional de interpretare instrumentală și vocală Ștefan Neagă, Chișinău, Festivalul Internațional de Muzică Populară Românească în Grădina cu Flori Multe de la Cernăuți și Festivalul Cântecele Neamului Rouamă de Suceava, România, Școala de Vară cu Genericul Tinerii Creativi Schimbă Lumea și Forumul Cultural Internațional Dimensiuni Europene ale Învățământului Artistic. Împreună cu partenerul nostru ucrainean, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservare și Promovarea Tradițiilor Românești din Ucraina și cu aplicantul proiectului Colegiului de Muzică Ștefan Neaga, ne dorim ca acest proiect să ofere cât mai multe șanse și oportunități tinerilor, elevilor, profesorilor, a grupului țintă pe care ne l-am propus în cadrul acestui proiect, care zic eu că până în prezent nu au beneficiat de atâtea oportunități în partea de educație artistică și culturală și cred că e un proiect foarte binevenit și la momentul oportun. Reprezentanții aplicantului proiectului au exprimat recunoștință partenerilor care au deja o experiență considerabilă în aplicare de proiecte cu finanțare europeană și și-au exprimat speranța că acest proiect va fi pe cât de necesar, pe atât de util și va fi o reușită cu o perspectivă de continuitate durabilă.